Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cuvinte care te călăuzesc în vremuri grele. Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Isaia, capitolul 40, versetul 8. Azi și în următoarele zile ne vom împrospăta memoria cu câteva din cele mai minunate promisiuni pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în cuvântul Său. Să nu le citim doar ocazional, ci să medităm la profunzimea lor, să le rostim ca o rugăciune, în mod repetat, și să lăsăm ca adevărul lor să ne schimbe gândirea și să ne întărească credința. Iată-le! 1. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Isaia, capitolul 54, versetul 17. 2. Domnul este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Ca un viteaz care poate ajuta, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi. Țefania, capitolul 3, versetele de la 15 la 19. 3. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta și va lupta pentru noi. 2 Cronici, capitolul 32, versetele 7 și 8. 4. Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Psalmul 62, primele două versete. 5. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. 6. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman, capitolul 8, versetele 38 și 39.